Astăzi a căzut o rachetă în satul bunicii. Micola și Olena mi-au povestit cum își făceau lecțiile la lumina lumânărilor, iar bombele se auzeau deasupra lor. Va fi oare pace în țara mea? Vreau pace în țara mea. Vreau în Uniunea Europeană, pentru că acolo este pace. Acolo tata e la lucru și nu la război, iar mama nu plânge. Urmează stația Păcii. Când aveam 3 ani și jumătate, a început al doilea război mondial. Am văzut cu ochii mei ororile acestui război. Când s-a sfârșit, speram că vom trăi în pace. Europa a construit pacea pe cenușa războiului. În Uniunea Europeană, fiecare cetățean se simte protejat și în siguranță, iar de la fondare până în prezent, adică timp de peste 70 de ani, nu au existat războaie pe teritoriul ei. Pacea asta când te vezi cu familia, când ești împăcat în suflet, când e soare afară. Cuvântul pace în ultimul an a luat pentru noi o semnificație total diferită și dacă până acum ne uram la toți sănătate, acum probabil că ne urăm pace. Pace este siguranță, stabilitate, încredere în ziua de mâine. Uniunea Europeană are și o umbrelă specială pentru a menține pacea, pentru a proteja cei care sunt sub această umbrelă. Мир, ну это всё для нас сейчас в данный момент, так как мы уехали, и у нас там, где мы живём, в посёлке Сергеевка, Одесская область, 1 июля туда прилетела ракета. У нас погибло очень много знакомых, учителя ребёнка погибли. Мы вынуждены были уехать. Конечно, мы хотим, чтобы был мир везде во всём мире. Чтобы не бегали по подвалам, как мы бегали, потому что это очень страшно. И паче, и линище, а каса, ну, и вами, ну, спереят, став ку гриж, как Путин вене пиштадынсо. Imediat după independență, noi moldovenii am mai trăit un război. Războiul de pe Nistru. Iar rudele mele din Grigoriopol și din Doroțcaia l-au trăit chiar în pragul casei. Pământul nostru a trecut prin prea multe războaie și acum mai avem unul, la hotar. Viitorul nostru depinde foarte mult de ce facem astăzi și de cum prețuim pacea. Este important să devenim membri ai Uniunii Europene pentru a fi în rând cu lumea civilizată, lumea liberă, cu țările care respectă și păstrează pacea. Uniunea Europeană este un proiect al păcii. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană înseamnă pace. Urmează stația Uniunea Europeană.